Petrolul are un antrenor care a învățat meserie la Academia lui Hagi. Antrenorul Petrolului, Mugurel Cornățeanu, a dezvăluit într-un interviu pentru GSP că a învățat să antreneze cu adevărat în fieful lui Gică Hagi. Fiind născut în Constanța, principalul petrolist a avut ocazia să lucreze și cu jucători precum Ali Bec, Răzvan Marin, Nedelcu și Căldău. Visul lui Cornățeanu este să promoveze cu Petrolul, să continue și în Liga 1, iar apoi să se bată la titlu și să meargă în cupele europene. Totul alături de fantasticii suporteri ai echipei, așa cum i-a caracterizat tehnicianul de 47 de ani. El le promite fanilor că echipa va avea în retur o altă atitudine, se va bate pe fiecare metru pătrat pentru victorie, nu cum a fost în turul campionatului. Atunci când spune Cornățeanu, jucătorii au crezut că se prezintă doar cu numele și defilează în campionat. El recunoaște că până acum a subestimat Liga Secundă și nu se aștepta ca Znagovul, Clinceniul să țină pasul și să se mențină în vârful clasamentului. El a mai declarat că se anunță un retur de campionat infernal. Și atâta timp cât a fost secundul lui Grozavu, plus cele două etape din final ca interimar, a dormit 3 săptămâni adunate din cauza grijilor. De-abia acum a înțeles motoul "Noi suntem Petrolul". De aceea echipa e obligată să promoveze și să demonstreze că merită accesul în prima ligă. Modelele de antrenor ale lui Cornățeanu sunt Mircea Lucescu și Hagi dintre români, iar Cruyff, Guardiola și Klopp de afară.